Primul eveniment care deschide șirul, seria evenimentelor de astăzi, de la standul editurii Herald, este vorba despre o lansare de carte în prezența autorului și ne bucurăm foarte mult pentru că autorul este alături de noi, Iulian Lucian Maidanuc, Templul de Aramă, biografia lui Padmasambhava, întemeitorul budismului tibetan. Înainte de a începe, vreau să le mulțumesc și celor care, nu doar fizic, au venit alături de noi și ne urmăresc și pe Facebook. Așadar, această carte, pe care iată o lansăm astăzi, cartea lui Lucian Maidanuc, lector universitar, doctor asociat la masterul de studii religioase, texte și tradiții, în prezența, aș putea spune, prietenilor și invitaților speciali, Madea Axinciuc, profesor universitar doctor la Universitatea din București, directorul programului masteral de studii religioase, texte și tradiții, și nu în ultimul rând, doamna Rodica Pop, doctor, cercetător științific, consul onorific al Mongoliei la București. Volumul pe care îl vedeți aici prezentat, pus pe masă, este traducerea în limba română a denumirii tibetane Zhanglingma. Am pronunțat corect, Lucian? Bine, da, mersi. Sub care este cunoscută prima biografie completă a marelui maestru budist Padmasambhava, numit și Guru Rinpoche. Am să-i dau cuvântul Madei Axinciuc să ne povestească puțin contextul acestei cărți, importanța ei, pentru că trebuie menționat faptul că această carte a fost teză de doctorat și iată, acum a văzut lumina tiparului și o lansăm. Și un alt prilej de bucurie este faptul că această carte deschide o nouă colecție în portofoliul editurii Herald, intitulată Religiile Lumii. Madea, la un moment dat, ne va povesti, pentru că toate sunt cumva legate și întrepătrunse, intersectate, ne va povesti și despre importanța programului masteral, și aveți aici câteva informații, cu sesiune în lunile iulie și septembrie. Un master foarte, foarte important, la care, bineînțeles, îi invităm pe toți cei care vor să aprofundeze într-un mod important, neconfesional, religiile și tradițiile spirituale ale lumii. Madea. Îți mulțumesc, Sorin. Bună ziua. Nu pot să spun decât că sunt onorată să mă aflu astăzi aici, alături de specialiști, de colegii mei, de studenții noștri, studenți și masteranzi, doctoranzi, alături de colegii mei, pentru că, vedeți, este vorba despre celebrarea apariției unei cărți unice, și anume prima carte despre marele maestru Padmasambhava, întemeitorul budismului tibetan, prima carte care apare în cultura română, scrisă de un autor român, deci este o carte de autor, este o carte de debut și mai mult decât atât, este vorba despre primul autor care are o cunoaștere serioasă a limbii tibetane clasice. Așadar, este vorba despre un prim acces la un text sursă, un text rareori abordat de către specialiști chiar în lumea studiilor tibetane. Să știți că sunt foarte puțini oameni în comunitatea academică internațională care au curajul să se apropie de biografia lui Padmasambhava în limba tibetană. Așadar, este o contribuție uriașă, este o primire a învățăturilor unui mare maestru tibetan, și anume cel care începe o mare tradiție, nu? Este o primire a lui în cultura română, deopotrivă, în limba română, lucru pentru care îi mulțumesc lui Lucian. Sigur, Lucian, după cum a menționat deja Sorin, este absolventul masteratului de studii religioase și absolventul unui program doctoral care a venit în prelungirea
masteratului la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. Este vorba despre o teză de doctorat remarcabilă, după cum veți putea vedea citind cartea, teză ajustată astfel încât să poată răspunde ca adresabilitate publicului larg, specialist și nespecialist. Dar pentru că ne aflăm și în fața unei cărți de spiritualitate, nu doar o carte academică, cred că este important să subliniem faptul că autorul nu vine doar pe o linie erudit, scolastică, ci este un om care cunoaște din interior budismul tibetan, este un om care a pregătit calea pentru această carte, nu doar cu mintea, ci și cu inima, ceea ce cred că face posibilă apariția ei, pentru că este vorba deci despre un text cu o mare valoare spirituală care transmite un mesaj în primul rând spiritual. Aș începe de aceea, dat fiind faptul că această carte este dedicată lui Namkhai Norbu Rinpoche, marelui maestru Namkhai Norbu Rinpoche, de către autor. Aș începe prin a da glas rugăciunii către Padmasambhava, rostită de maestrul Namkhai Norbu Rinpoche. Este o surpriză pe care am pregătit-o pentru Lucian, care mi-a destăinuit existența acestei rugăciuni în urmă cu câteva zile. Așadar, să începem acest moment a discuta despre carte, o carte cu învățăturile unui maestru la care Lucian a ajuns prin învățăturile lui Namkhai Norbu Rinpoche. Deci să auzim vocea maestrului căruia este dedicată cartea și care, iată, rostește, intonează această rugăciune către Padmasambhava. Ordon khandro mambe go che je je zo da du ji tenje lo shri shi zo zo guru pe ma se de o je yo je nu jam sa pe ma ke zra dam bo la jam se cho ge ngu du ni Pemma jone shesuta Kordon khandro mambe ko Cheje jesu da du ji Cheje lo shiri jesu su Guru pemma chede O Je yo je no jan sa Pemma ke zara dombola Ogenu du ni pemma jone shesuta Kordon khandro mambe ko cheje jesu da du ji Cheje lo jere jesu su nen jo ndero jen bola Nen jo la la wan je go ge dan lan den ba je su Mulțumesc foarte mult! Sigur, este foarte complicat pentru noi să intrăm în atmosfera a ceea ce ne propune această carte, nu fiind într-un spațiu cultural foarte diferit, nu, de ceea ce ni se propune. Cred că Lucian Maidanuc reușește să fac această introducere foarte lin, pentru că dincolo de greutatea lecturii unui astfel de tratat, nu, Templul de Aramă, există și greutatea introducerii textului pentru publicul nostru, ceea ce cred că face cu măestrie Lucian. Mai precis, veți regăsi în carte note care să vă ajute să înțelegeți conceptele, termenii care sunt termeni cheie în biografie. Așadar, este un mare eveniment. Cred că această contribuție
știți, ține nu doar de prezentarea cărții în spațiul românesc, ci ține și de interpretarea pe care o face Lucian acestei cărți. E vorba despre reconfigurarea portretului marelui maestru Padmasambhava, pornind de la biografia Zhang Lingma. Așadar, veți vedea o carte complexă, o carte scrisă cu multă acuratețe din punct de vedere academic, științific, o carte neconfesională care nu dorește sub nicio formă să facă o apologie a budismului tibetan, ci vă propune o variantă cât se poate de echilibrată, de pătrundere în acest text. Acum câteva vorbe despre colecție. Colecția Religiile Lumii, și doresc cu această ocazie să mulțumesc editurii Herald, sigur, lui Victor în mod special, nu, domnului Victor Scrima, colegilor care ne-au ajutat, în mod special domnișoarei Ela Stoica, nu, care a făcut toată partea aceasta de, vedeți, supervizarea DTP-ului și DTP-ul însuși. Deci vreau să mulțumesc editurii Herald pentru inițierea unei colecții care are menirea de a publica texte fundamentale ale autorilor români despre marile religii, și anume este practic o colecție care va publica lucrările strălucite ale mai tinerilor sau mai puțin tinerilor specialiști în domeniul studiilor religioase. Începem colecția cu o lucrare despre budism tibetan, însă ea va fi deschisă lucrărilor care altfel riscă să rămână nepublicate, nu, lucrărilor remarcabile care vor aborda și alte tradiții religioase. Deci este un moment, cred, auroral și din acest punct de vedere. Felicitări editurii Herald pentru asumarea acestui proiect, mai ales astăzi. Consider că pentru formarea noastră ca oameni, poate valorile și reperele care sunt de luat în seamă s-au transmis în mare măsură prin aceste tradiții religioase. Așadar, un filon curat, științific prezentat al marilor tradiții, cred că ne ajută indiferent de confesiunea pe care o avem sau nu, de credința pe care o asumăm sau nu o asumăm. Acestea fiind spuse, aș mai adăuga doar că, sigur, există o comunitate academică în formare în jurul acestui program masteral pe care l-a amintit deja Sorin, căruia îi mulțumesc foarte mult, programul de studii religioase, texte și tradiții, care va fi redenumit, sperăm, începând cu anul următor, Religiile Lumii. Găsiți mai multe detalii dacă scanați acest QR și nu voi insista cu privire la masterat, însă este locul în care colegii mei predau și le mulțumesc, îi mulțumesc în mod special doamnei Rodica Pop, consulul onorific al Mongoliei la București, care ne este alături de la inițierea acestui masterat, și iată colegului meu, Lucian Maidanu, care acum predă în cadrul programului un curs de budist tibetan. Se află și colegii de-ai noștri, se află cu noi doamna lector dr. Ioana Bujor, care este directorul departamentului și care ne-a sprijinit în tot ceea ce înseamnă promovarea acestui program și nu numai promovarea, trebuie să mărturisesc că și acest banner minunat, dacă vă puteți imagina, este realizat de echipa din cadrul programului, cu multă dăruire pentru cei care vor dori, sigur, să facă parte din comunitatea noastră. Deci, vă mulțumesc tuturor și cred că, Sorin, voi încheia aici. Mulțumim foarte mult, Matea! Doamna Rodica Pop, consul onorific al Mongoliei la București și cercetător științific gradul 2. Următoarea întrebare: Asia, fiind casa budismului, putem spune așa, o întrebare care apare de la sine este: în ce măsură numărul mare de scrieri, fie biografii, fie practici sau învățături tantrice, care l-au ca protagonist pe Padmasambhava, se regăsesc în țările asiatice într-un moment sau altul al propagării budismului? Și întrebarea este: care este percepția în Mongolia asupra lui Padmasambhava? Este o întrebare... Da, e bine? Așa. Da.
Este o întrebare care s-a ivit odată cu susținerea tezei de doctorat a lui Lucian, pentru că era ușor de imaginat că în țările în care s-a propagat budismul, s-a propagat evident literatura budistă, în afară de canoanele budiste, legendele, biografiile, poveștile din Tibet. În Mongolia, o țară specială în care budismul a pătruns în secolul al XVI-lea, a pătruns din dorința regilor mongoli de a avea o religie prestigioasă, o religie de valoare, ei nefiind mulțumiți cu șamanismul îmbrățișat de marea masă a clanurilor și a triburilor nomade. Această propagare a budismului în Mongolia s-a făcut pe baza unei relații de prietenie extraordinare între regii mongoli și conducătorii bisericii budiste. Iar Dalai Lama a condus personal această activitate. Dalai Lama, cel de-al treilea Dalai Lama, a făcut o călătorie în Mongolia, a organizat această acțiune de misionariat acolo. Sigur că a durat destul de mult până doctrina budistă a pătruns în profunzime în Mongolia, unde populația era o populație nomadă de vânători și crescători de animale, deci a rămas în straturile superioare ale societății. Dat fiind însă faptul că în Mongolia era extrem de dezvoltată literatura orală, în afara canonului budist care nu era înțeles de populație, au avut o mare, mare trecere aceste biografii. Am aflat cu surprindere, după ce Lucian și-a susținut teza, că există o literatură foarte bogată în Mongolia referitoare la personalitatea acestui erou, personaj, tocmai pentru că mongolii erau extrem de amatori de povești, legende, istorii pe care le memorau. În același timp, Padmasambhava era prezentat în unele biografii ca un magician, ca un exorcist, ceea ce se potrivea perfect concepției mongole și puterii lor de înțelegere, pentru că l-au adoptat ca pe un șaman în primă fază, ca apoi să devină un bodhisattva. Vreau să termin cu un amănunt despre cel de-al treilea Dalai Lama, care a fost atât de atras de Mongolia, încât și-a trăit ultimii ani de viață acolo, a și murit acolo. Trupul lui urma să fie dus în Tibet, până la urmă a rămas la o mormântat mongolie într-o zonă în Mongolia Interioară, astăzi o republică autonomă în China. Marele Imperiu Mongol s-a fărâmițat și deci avem bucăți de Mongolia în diverse alte țări. Iar cel de-al patrulea Dalai Lama este singurul Dalai Lama străin, este un mongol. Deci în acest sens, mongolii au o literatură bogată, chiar sunt foarte curioasă. Sunt texte tibetane și texte mongole despre Padmasambhava. Mongolii au împrumutat, evident, odată cu propagarea budismului, un vocabular tibetan și sanscrit foarte bogat. Deci avem cuvântul namtar, cuvânt explicat de Lucian în carte, îl avem în vocabularul mongol cu sensul de biografie, legendă, istorie. Deci ne putem da seama că acest fenomen nu este specific doar Mongoliei. Mongolia este particulară pentru modul în care a înțeles acest personaj în două feluri, dar bănuiesc că el este cunoscut în toate țările din Asia, într-un fel sau altul. Depinde de particularitățile fiecărei țări. Deci Mongolia este foarte fericită cu Padmasambhava, dar trebuie să Lucian să învețe și mongola și să continue religiile lumii.
Aș vrea să vă mai adresez o întrebare. Pentru că ați fost împreună cu Madea Axinciuc, profesorul, putem spune așa, al lui Lucian Maidanuc, în perioada în care el a fost înscris la masteratul de studii religioase, texte și tradiții, finalizat de altfel cu o disertație al cărei coordonator a fost prietenul nostru și prietenul editurii Herald, Ovidiu Nedu, cu care de altfel am vorbit acum vreo două zile, și care predă exact la masterat, câteva cuvinte, câteva vorbe din partea noastră despre importanța acestui program de masterat. În condițiile în care știm toți cei de aici că nu există o altă formă academică sau de cercetare în acest domeniu, masteratul este oxigenul nostru, a câtorva cercetători care am avut șansa să ne formăm, de exemplu eu în Mongolia. Am studiat acolo. Venind aici, sigur că m-am lovit de faptul că nu exista o formă academică pentru ca eu să transmit mai departe ceea ce am învățat. Acest masterat este o șansă atât pentru profesor, cât și pentru studenții înscriși. Lucian, care este aici, este cea mai grăitoare dovadă. Personal, eu nu l-am ajutat în elaborarea acestui volum, parcă așa, la un nivel de referate, deci la un nivel modest, pentru că vreau să vă spun că nu aș fi putut, nu am cunoștințele necesare, deci Lucian mă depășește. Eu am predat șamanismul. Dar ceea ce este important cu acest masterat este că el nu se încheie în momentul în care ai prezentat disertația și s-au terminat cursurile. Avem 10 de exemple în care Madea a continuat activitatea de traducere, a continuat activitatea sub forma unor lucrări doctorale cu studenții. Sigur, editura Herald, care este o mare descoperire pentru mine, a ajutat la finalizarea unor proiecte făcute în cadrul acestui masterat. Și am avut aseară o revelație, dăm voie Madea să spun, Madea care este creatoarea acestui masterat, suntem la ora adevărului, am avut aseară o revelație, este ca un crescător de orhidee. Deci este ceva frumos și solid și durabil în același sens. Deci în loc să ne plângem că nu putem învăța limbile rare, nu avem structuri academice pentru asta, s-a creat acest masterat construit în întregime de Madea. Profesorii împreună. Profesorii, noi suntem foarte entuziași pentru că e singura formă prin care putem transmite ceea ce știm. Iar rezultatul îl vedem acum în publicații. Aceasta nu este singura. Lucian a mai publicat un capitol în lucrarea Religiile Lumii, da. Religiile Lumii și alți studenți care traduc în mod constant texte importante cum Adea fac acest. Și eu am niște proiecte întârziate, adevărat, dar poate ne reîntâlnim și ele vor deveni realitate. Mulțumesc foarte mult! Lucian, ți-a venit rândul. Aș vrea să ne povestești puțin despre importanța pentru tibetani a lui Padmasambhava și de ce templul de aramă, de unde această denumire. Înainte de a-ți da cuvântul, în timp ce o ascultam pe doamna Rodica Pop, mi-au venit firește în minte, din colecția Șamanism, două titluri foarte importante, Șamanism în Siberia și Șamanism în Tibet, pe care și pe acelea vi le recomand, și bucuria că alături, exact cum spuneai tu, Madea, alături de noi și în public, mai sunt și alți, hai să spunem, coautori la acel volum colectiv
publicată în urmă cu câțiva ani, o lucrare senzațională, Religiile Lumii, și mă uit, bineînțeles, la Ioana Zamfir. Bună ziua! Se aude, da? Bună ziua, vă mulțumesc mult că ați venit aici. Mă bucur să văd oameni pe care nu i-am mai văzut de mult. Mă bucur să văd oameni pe care nu-i cunosc, înseamnă că sunt interesați de această carte și de Padmasambhava. Mă bucur să văd masteranzi aici, sunt și masteranzi la care, din păcate, am fost obligat să le dau doar 10. Mai mult nu era loc. Vă mulțumesc! Acum să încerc să răspund întrebării. Întâi și întâi. Se aude, da? Ok. Acum se aude, da? Bun, perfect. Ce înseamnă Padmasambhava pentru tibetani? Primul rând, v-aș spune câteva cuvinte despre acest maestru. El a trăit în secolul 8. Personal estimez că s-a născut cândva în perioada anilor 720-730, dar este o ipoteză personală, să zicem. A petrecut o vreme în India, era originar din India, mai bine zis, era originar din Valea Swat, care acum se află în nord-vestul statului Pakistan. După aceea a petrecut o bucată de vreme în Nepal și acolo a ajuns la realizarea supremă, ca Vidyadhara, așa afirmă tradiția. După aceea a venit momentul ca el să pornească în marea lui călătorie, care a fost călătoria spre Tibet, unde a fost chemat de către regele tibetan de atunci, Trisong Detsen, la sugestia învățatului indian Shantarakshita. Cei trei sunt văzuți de tradiție ca fiind cei mai importanți în prima răspândire a budismului în Tibet. Aceștia, regele, învățatul și maestrul, le putem spune. A petrecut în Tibet o perioadă pe care nu o putem determina cu precizie. Sunt foarte multe dispute în privința asta. Tradiția spune că e vorba de câteva decenii, dar există și cronici istorice care îi reduc și timpul prezenței în Tibet și importanța prezenței lui în Tibet. În orice caz, după ce a plecat din Tibet, pentru că a plecat din Tibet, Tibetul nu a mai fost niciodată același. S-a transformat complet în ceea ce știm astăzi despre Tibet. Până atunci, Tibetul era o putere militară, domina o bună parte din Asia Centrală și se înfruntau de la egal la egal cu armatele Chinei. Pentru o bucată de vreme, chiar puțin înainte de sosirea lui Padmasambhava în Tibet, chiar ocupaseră capitala imperială a Chinei și puseseră pe tronul Chinei un împărat marionetă. După ce a trecut Padmasambhava pe acolo, au lăsat armele deoparte și au devenit legatarii budismului. S-au comportat în următoarele secole de parcă ei ar fi primit sarcina să aibă grijă de budism și să-l transmită mai departe. Pentru că budismul a dispărut în secolul 12 în India și atunci singurii care au transmis mai departe budismul Vajrayana au fost tibetanii. Pentru acest motiv, Padmasambhava este văzut, este considerat adesea ca fiind întemeietorul budismului tibetan. Tibetanii spun cu foarte multă afecțiune Guru Rinpoche, care înseamnă maestrul, prețiosul maestru, pentru că este maestrul maeștrilor. De asemenea, îi mai spun Sangye Nyipa, care înseamnă cel de-al doilea Buddha, făcându-se astfel o comparație între el și Buddha Shakyamuni, întemeietorul budismului, cu câteva secole bune înainte în India, considerându-se că Padmasambhava nu este cu nimic mai prejos decât Buddha Shakyamuni. Și mai mult de atâta, Padmasambhava este văzut ca fiind și întemeietorul școlii Nyima din cadrul budismului tibetan, care este școala cea mai veche. Chiar așa se și traduce numele, de fapt, cei vechi. Bun, acestea ar fi de zis despre Padmasambhava. Eu l-am descoperit, de fapt citisem despre el și înainte, dar l-am descoperit pe Padmasambhava când am făcut în 2009 și mai ales în 2010 niște călătorii în partea aceea lumii.
Întâi am fost prin 2009 în Dharamshala. Cred că atunci am luat contact cu energia lui, pentru că citisem de el, dar nu era suficient. Cunoașterea nu vine din cărți, totuși. După aceea, în 2010, cred că am fost în Tibet și după ce m-am întors de acolo, trebuie să recunosc că a început să mă încolțească în minte ideea asta. Atunci apărea foarte, foarte năzdrăvană, că într-o bună zi voi scrie despre Padmasambhava. Dar nu știam cum, habar nu aveam și mi se părea că oricum sunt complet depășit de amploarea acestui proiect și că nu am nicio șansă să-i fac față. Și, mă rog, câțiva ani mai târziu mi-am adus aminte de ideea asta și iată că acum este materializată. Bun, acum ar trebui să răspund și la partea a doua întrebării. De ce templul de aramă? Templul de aramă este traducerea în limba română a denumirii tibetane Zhanglingma, care este numele biografiei despre Padmasambhava, prima biografie completă a lui Padmasambhava. Și poate părea un nume ciudat, este datorat faptului că biografia a fost descoperită într-un templu care se numea, într-un templu din complexul de temple Samie. Samie este mănăstirea cea mai veche din Tibet. Și templul se numea Kamsum Zhangling, care înseamnă templul de aramă al celor trei tărâmuri. Și pentru că biografia a fost descoperită acolo, atunci ei s-a spus și ei Zhanglingma, care înseamnă templul de aramă sau mai degrabă înseamnă cea din templul de aramă. Și trebuie spus că nu este vorba de o scriere obișnuită, este vorba despre o învățătură, tezaur sau o învățătură revelată, putem să-i spunem, o comoară ascunsă, cum zic tibetanii, învățătură terma este numele, adică nu putem vorbi de un autor în sensul obișnuit al termenului. Descoperitorul termenului a fost un maestru budist, Nyangrel Nima Özer, care a trăit în secolul XII, dar este, tradiția consideră că autorul biografiei nu este Nyangrel, el a fost doar descoperitorul biografiei, ci autorul ar fi Yeshe Tsogyel, care a fost consoarta tibetană a lui Padmasambhava. Cu alte cuvinte, biografia a călătorit în timp, a fost lăsată de Yeshe Tsogyel, iar pe urmă a fost descoperită de Nyangrel vreo 4 secole mai târziu sau 3 secole jumate mai târziu. Care este partea din lucrare, din carte, care, să spunem, ți-a ridicat probleme sau a fost mai provocatoare? Da, fără niciun dubiu, provocarea cea mai mare în scrierea acestei teze a reprezentat-o capitolul 9, care se numește Îmblânzitorul de demoni, în tibetană Dündul. Din foarte multe puncte de vedere, am considerat că este piatra de încercare a acestei teze și chiar m-am gândit că dacă trec de acest capitol, voi finaliza cu bine scrierea tezei de doctorat. În primul rând, care este ideea acestui capitol? Acolo trebuia să vorbesc, nu puteam să ocolesc subiectul, chiar am discutat cu doamna Aksinciuk și mi-a zis, este o teză, nu poți ocoli subiectul, trebuia să vorbesc despre spiritele din Tibet. Un subiect față de care mă simțeam, vă spun sincer, foarte străin, complet străin, adică simțeam că nu mi se deschide, că nu-l înțeleg, că n-am nicio conexiune cu spiritele Tibetului. În primul rând. În al doilea rând, vă spun sincer că mi-era frică de acest subiect. Când veți citi capitolul, veți observa că sunt foarte multe referiri în acest capitol la o carte care se numește Oracole și demoni din Tibet, scrisă de un tibetolog ceh, Nebenski Vojkovic. Cartea este o carte de referință în continuare când vorbim despre spiritele din Tibet. Din câte știu eu, nu s-a scris nici până acum, după câteva decenii bune, ceva comparabil. Cartea a fost scrisă în 1956, să ne înțelegem bine. Însă are o poveste tristă. La 3 ani după ce a terminat de scris cartea, Nebenski Vojkovic a murit la 36 de ani, iar tibetanii au spus că a murit pentru că a devolat secretele gardienilor, spiritelor din Tibet.
Mă rog, îmi era frică de acest subiect, vă spun sincer, nu mă gândeam că o să mor, că nu trebuia neapărat să pățesc și a pățit și Nebeschi Voicoviț, adică nu țineam neapărat să mă compar cu el. Dar treceam printr-o perioadă a vieții nu tocmai glorioasă, plină de probleme și provocări, și mă gândeam că nu mi-aș dori să le înmulțesc. Așa. Și, pe de altă parte, a fost foarte mult de muncit la acest capitol, pentru că, vă spun sincer, au fost multe zile în care, la sfârșitul zilei, tot ce puteam vedea ca fiind finalizat erau 2-3 note de subsol de 10 rânduri. Era extraordinar de dezamăgitor și pentru notele alea trebuia să citesc foarte mult, scriam, căutam să rezum totul la esență și înaintam extraordinar de greu cu acel capitol. Extraordinar de greu. Părea că este o prăpastie fără fund acest capitol, din care nu sunt în stare să ies. Deci, practic, am scris la acest capitol cu foarte încet, foarte lent și oarecum chinuit o parte foarte bună din vara anului 2022. Timp în care au existat provocări de tot felul, să întrerup scrisul, să mă văd cu prieteni și așa mai departe, și la un moment dat mi-am zis, nu trebuie să fac acest lucru. Dacă mă voi opri din scris, mă voi opri din scrisul acestui capitol. Dacă nu trec de acest capitol, nu trec de teză, nu finalizez teza. Și am continuat, așa foarte, foarte obosit, am refuzat să plec oriunde în vacanță și am continuat ușor, ușor cu acest capitol. Iar când l-am terminat, am zis, bun, știu că mai am descris destul, dar acum mi-e clar că termin teza. Mulțumim, Lucian. Madea? Da, revenind, pentru că, sigur, Lucian nu vorbește foarte mult despre, nici despre efortul pe care l-a făcut, nici despre călătorie de documentare, nu, frugal a introdus câteva lucruri. Revenind și la ceea ce a spus distinsa mea colegă și prietenă, doamna Rodica Pop, există această comunitate creată în jurul programului masteral care a fost înființat de noi toți. Știți, nu poate un singur om să înființeze un program masteral. Trebuie să ai profesori, trebuie să ai studenți. Oricât ar vrea cineva să facă un program masteral, el se face în echipă. Mai este ceva important și îi mulțumesc, Rodicăi. Am crescut orhideele împreună. Da. Ce doream să spun despre Lucian și despre acest program masteral, care sigur e unicul program din țară care se ocupă de studiul academic al religiilor lumii. Doresc să spun că el cristalizează teme de cercetare care nu au fost până acum abordate în spațiul românesc și aduce în jurul lui tineri foarte pasionați care în decursul a ani de zile se formează și reușesc, poate pentru prima oară, cum este cazul acum, să ofere o poartă de acces către o tradiție, nu? Prin limba, noi punem mult accent pe studiul textului în original, nu prin traducere, nu prin limba pe care o stăpânește și prin accesul, iată, la texte sursă. Ce este de spus despre Lucian? Nu sunt în cadrul acestui program teze de doctorat care să urmeze și să fie, știți, o simplă scriere a unei lucrări, cum se întâmplă, din păcate, la multe dintre universități. Programul doctoral este de 3 ani, după sistemul Bologna. Omul își propune frumos o temă, vine la coordonator, coordonatorul zice, de ce nu? În 3 ani scriem o teză, evident. Și gata, avem o teză. Nu este așa. Este vorba aici despre teze de doctorat care sunt cu adevărat contribuții. Acest lucru presupune ca oamenii să înceapă cercetarea de vreme, poate că au acest interes pentru tema care îi preocupă deja de ani de zile, cum este cazul lui Lucian. Este vorba despre un excurs care pornește din tinerețea lui, primă, nu? Și care a presupus călătorii de studii, a presupus practică, a presupus să trăiești cu ideile și cu tot arsenalul acestei tradiții. Ce înseamnă? Să trăiești zi de zi și să reprezinte confruntarea ta personală, importantă, să reprezinte ceea ce te formează pe tine ca om, nu? Așadar, este vorba despre teze care sunt doar vârful unui iceberg. Asta doresc să spun, adică niște lucrări temeinice cu o muncă uriașă, uriașă. Cred că Lucian era cât pe ce să rămână fără serviciu. Nu știu, a și rămas fără serviciu. Așa.
Este vorba despre un efort redutabil de a sistematiza niște învățături care sunt extrem de ample, care se regăsesc predate în diferite contexte, analizate în diferite contexte. Deci pentru a scrie o astfel de carte este nevoie de un efort dincolo de înzestrarea intelectuală și de înzestrarea umană, nu spectaculoasă, pentru a putea asimila astfel de învățături, este nevoie de perseverență și de o disciplină incredibilă.